Comisia Europeană a decis să trimită România în fața Curții de Justiție a Uniunii Europene pentru că nu a respectat obligația de a recupera de la frații Micula ajutoarele de stat ilegale în valoare de peste 90 de milioane de euro. România a anulat schema de ajutoare ca parte a procesului de aderare la UE. Normele Uniunii impun recuperarea ajutoarelor de stat ilegale. Termenul pentru punerea în aplicare de către România a deciziei Comisiei a fost sfârșitul lunii iulie 2015, în conformitate cu procedurile standard. România a recuperat deja de la beneficiari o parte din ajutoarele ilegale. Cu toate acestea, după mai mult de 3 ani de la decizia Comisiei, aproape jumătate din valoarea inițială a ajutorului nu a fost încă recuperată și deocamdată nu există nicio perspectivă de rambursare integrală.